Dacă anul trecut motorina era în jur de 12 lei, anul acesta ultima factură 28 de lei litru de motorină. Asta e angro cu prețul la angro și prețul la panou, practic e unul și același preț. Dacă anii trecuți la panou, diferența dintre panou și de angro erau cu 2 lei, 2 lei și jumate, anul acesta au fost variante când prețul angro era mai mărit undeva cu un leu decât prețul la panou. Necesitatea întreprinderii pe zi undeva la 2000 de litri, 2 tone, minimum să am în vedere la recoltare și prelucrarea câmpurilor, minimum 2 tone de motorină. Asta e ceva puternic. Să cotiți 28 de lei, 56 de mii de lei pe zi duc numai la motorină. În plin sezon agricol, fermierii din Căușeni din nou se confruntă cu o criză de motorină. De câteva zile mai multe, stații PECO din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă afișează zerouri la panou, acolo unde este indicat diesel. Pe pământurile lui Nicolae Fachira din Căușeni găsești tot felul de culturi, de la grâu, orz, porumb până la floarea soarelui. Cele peste 2000 de hectare pe care le îngrijește necesită sute de tone de motorină. Am comandat săptămâna trecută la 15-16 tone de motorină, mi-au adus prima zi 3 tone, a doua zi mi-au adus 4 tone și pe urmă 2 tone. Nu pot să, mi-au promis că mă aprovizionează, dar cu cantitate necesară nu, în timp, în orice caz, în fiecare zi, stăruiesc să mi-aducă 2-3-4 tone. Pe zi eu folosesc în jur de 2-3 tone acum de motorină, practic mie îmi trebuiește în fiecare zi, odată în 2-3 zile să-mi aduc măcar 4-5 tone de motorină. Păcat că cum se încep sezonul de semănat, de recoltat, de ambalat, tot timpul cu motorina sunt unele probleme. Și nu probleme, dar probleme mari. Eu nu înțeleg care este situația, dar cum se începe recolta, cum se începe semănatul, prețurile brusc cresc. Dacă anii precedenți, când procuram motorina, eu cu întreprinderea asta care ne aprovizionează cu motorina, la 10-20 de bani, eu putem cu dumneavoastră să conversez la preț, să-mi dea un preț mai bunișor. Anul acesta eu la preț nici nu mă uit, eu o procur, fiindcă mie îmi trebuiește. Fermierii din Căușeni spun că au demarat de câteva zile semănatul de toamnă. Odată cu începerea lucrărilor însă s-au pomenit din nou cu prețuri exorbitante la carburanți și deficit pe piața petrolieră. Ion Mereuță din Căușeni spune că anul trecut, pe vremea aceasta, cumpăra motorina cu 14 lei litru. Era cum prețul a trecut de 28 de lei. Dați să facem o comparație. Anul trecut, recolte la toate culturile, pot spune noi, fantastice, și prețuri tot din fantazie. Tot prețuri foarte bune, mari. Anul acesta, recolte, vedeți că la porumb, practic, sunt câmpuri la 80%, nu vor lua recoltă. Și dacă vor lua o toană, o jumate, două și al mult, dar majoritatea o să fie pus ori ca îngrășământ, ori ca hrană animalilor. La floarea soarelui, dacă ajung, acum recoltează de acum, dacă ajung la toana de pe un singur hectar, asta e o recoltă bună. Celelalte culturi tot, grâu a fost o toană jumate, două jumate, și el mult trei. Și dacă așa să luăm în medie, la 2 toane, o gospodărie iese, pot spune asta, la zero. Dacă mai puțin, el iese în minus. Și să facem comparația asta. Anul trecut, recolte mari, prețuri mari, bune. Anul acesta, recolte nus, recolte foarte mici și prețuri încă mai mici decât nici n-am cuvinte cum să spun. Sunt foarte mici față de recolta care am căpătat-o noi. Eu vreau să fac așa o legătură între fabria lui Donici, frunzele și Rădășina. Știți că totul atârnă de la Rădășină. Și dacă parlamentarii nu o să mă vie pe teren să asculte și spune Rădășina, atunci nu știu unde o să fim. Mă întâlnesc cu toți liderii din două raioane, din Căușeni și Ștefan Vodă, și știu durerile, problemele lor cu care se confruntă. De-aia și spune, o să vină parlamentarii prin teritoriu să asculte pe noi, și noi toți suntem o leacă, știm și trebuie de făcut. Agricultorii spun că suportă acum cheltuieli suplimentare, cărora le fac față tot mai greu. O părere de rău, o venit 2022, un an încă și mai greu ca 2020. La lucru este așa.
cum spune statul, văd că lucrul este, noi până și ne menținem la, cum spune, suprafață cu tot este, dar, cum spune, ne apropiem de prăpastie la lucrul este. Statul trebuie să ții cont de lucrul este, de părerile agricultorilor, să analizeze temeinic starea de lucru și să nu agrăbeze, cum spune, în domeniul agriculturii, problema economică. Că dacă au să falimenteze producătorii agricoli, mai departe, cum spune, de restabilită să fie cu neputință. La data de 5 septembrie, reprezentanții Forței Fermierilor au discutat subiectul în cadrul unei ședințe comune a Consiliilor de Administrare a Federațiilor Naționale a Fermierilor, Asociației Forța Fermierilor și Asociației Moldova Fruct. Noi chiar astăzi am avut o întâlnire cu Ministrul Agriculturii, la care a fost invitat și doamna prim-ministru. Deci a fost făcut, eu fiind membru al Consiliului de Administrare a Asociației Forța Fermierilor, am convenit cu colegii și împreună cu am invitat și celelalte asociații, Federația Națională a Fermierilor și Moldova Fruct, i-am invitat la o ședință comună împreună cu Ministrul Agriculturii și doamna prim-ministru. Din păcate, doamna prim-ministru iarăși nu a venit la această întâlnire, cred că ei are ceva mai important de soluționat în țara asta decât agricultura. Cred că ei nu înțelege că Moldova este o țară agricolă, nu este o țară producătoare de rachete sau avioane sau mașini de lux. În fine, la care a participat și domnul Lilian Carp, directorul la ANRE, dacă nu mă greșesc, și s-a atins și întrebarea motorinii. Din toate discuțiile și din toată prezentarea dumnealui, eu am înțeles un lucru. Deci prețul este stabilit în urma mediei calculate pe ultimele două săptămâni și eu presupun și doar înțeleg faptul că importatorii de motorină speculează pe acest moment, pentru că ei au văzut fluctuațiile că prețul la motorină se ridică. Și atunci se creează deficit artificial. Deci, două săptămâni la rând, practic toți agricultorii se plângeau că nu au de unde procura motorină. Și atunci, după ce ANRE-ul a ridicat prețul la 2 lei, la 28 de lei și 30 de bani, și 38 de bani dacă mă greșesc, iată a apărut și încet motorină. Deci se creează deficit artificial și astăzi noi am menționat și am spus domnului Carp, că nu este corect ca agricultorii care procură motorina în gro să procure la același preț ca și la stațiile PECO. Pentru că acolo sunt alte cheltuieli, sunt cheltuieli de întreținere și salarizare a angajaților stații PECO, pe când la angro este doar cheltuiala de transport. Ce am discutat astăzi și am menționat și domnului ministru agriculturii că nu este corect și spre marele meu regret, deci noi vedem această problemă de ani de zile în agricultură și mai ales când se începe perioada de recoltare, când agricultorii au mai mult timp, atunci se speculează și se fac și se creează acest deficit artificial. Vă reamintim că la data de 5 septembrie curent, prețul unui litru de motorină la unele stații PECO din țară ajungea 28 de lei și 18 bani per litru.